de Jessica. A fost odată, ca niciodată, o doamnă care locuia singură. Ea își dorea foarte mult o fetiță, încă de când era mică. Într-o frumoasă dimineață, își uda plantele și plângea, dorindu-și să fie avut o fetiță cu care să se joace. Atunci, în fața ei, apăru zâna cea bună. Ce s-a întâmplat, copilă? De ce plângi? Inima mea tânjește mult după o fetiță. Te rog, spune-mi, ce aș putea să fac? Sunt disperată. Oh, nu-ți face griji. Asta se poate rezolva ușor. Zâna cea bună, cu puterile magice, aduse o sămânță în fața ei. Copila mea, vezi tu, asta nu este o simplă sămânță care crește în ferme. Sămânța aceasta are nevoie de multă iubire și căldură. Pun-o într-un ghiveci și vezi ce se întâmplă. Și nu uita că are nevoie de soare. Oh, ți mulțumesc, Zână! Cât ești de generoasă! Ea plantă sămânța în ghiveci și ținu ghiveciul în fața ferestrei ca să intre suficientă lumină. Curând, apăru o frumoasă floare care semăna cu o lalea. Femeia o îngrija cu dragoste și o uda zilnic. Într-o zi, îi sărută delicat petalele pe jumătate închise. Ca prin magie, floarea atunci se deschise, iar la interior se afla o fetiță micuță și grațioasă. Ea e copilul meu, fiica mea! Îi voi spune Degețica. Nu e mai mare decât degetul meu mare. Eu sunt mama ta, copilă, iar numele tău este Degețica. Floarea îi dăruise fiica la care visase. Avea o coajă de alună ce îi servea drept pătuț. Petale de violetă îi erau saltea, iar petale de trandafir îi erau păturică. Peste zi, stătea într-o bărcuță dintr-o petală de lalea ce plutea pe o farfurioară cu apă și vâslea singură dintr-o parte în alta cu două vâsle făcute din peri albi de cal. Era o încântare să o privești. Într-o seară, adormi în carapacea ei din alună. O broască mare sări printr-o gaură din pervaz. Ce drăguță e! Ar fi o mireasă perfectă pentru scumpul meu fiuac! Și astfel luă cu ea carapacea din alună în care dormea micuța și o așeză pe Degețica pe o frunză de nufăr, în mijlocul lacului. Am așezat-o pe o frunză de nufăr și acum nu va mai putea scăpa de aici. Lăsată singură pe frunza cea verde, Degețica stătea și plângea. Nu voia ca oribilul fiu al broaștei să-i fie soț. Nu mă marit cu tine nici cum! Nu-mi spune mie asta! Pe de altă parte, mama încerca să o găsească pe Degețica, căutând-o prin toate cotloanele casei, dar nu o găsea. În apa de sub ea, înnota un banc de pești. Ei văzuseră broasca și auziseră conversația. Li s-a făcut milă și s-au hotărât să o ajute. Între timp, broasca și fiul ei erau ocupați cu pregătirile de nuntă. Peștii s-au strâns în jurul tulpinii verzi și au ros-o cu dinții. Frunza s-a desprins de tulpină, iar Degețica a început să plutească pe apă. Vă mulțumesc nespus! Sunteți atât de amabili! Degețica plecă departe, 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 unde broaștele nu aveau să o găsească. Degețica trecu pe lângă multe locuri, iar păsărelele o vedeau și ziceau: ce fată drăguță!
Pe măsură ce se întuneca, ea se înveli cu frunza și a dormit. A doua zi dimineață se trezi într-un loc în care soarele ardea cu putere și arăta ca un disc auriu. Se îndrepta către capătul cursului de apă. Atunci trecu pe lângă ea un gândac mare. Ce frumusețe de fată! Trebuie să o salvez! Își desfăcu pe loc cleștii, o apucă și zbură cu ea departe, departe. Unde mă duci, domnule gândac? Te duc acasă la mine! După ceva vreme, ajunseră la casa gândacilor, unde toți gândacii locuiau într-un copac și veniseră toți să vadă cine a sosit. Prieteni, priviți această fată frumoasă! Eu mă voi căsători cu ea! Dar are numai două picioare! E groaznic! Priviți! Are două mâini! Ce rușine! Arată ca o ființă umană! Ce urâtă e! Până la urmă, domnul gândac a fost de acord cu ai lui și de furie o lăsă undeva în adâncul pădurii. Iarna se apropia, zăpada începea să cadă, iar biata fetiță tremura de frig. Era groaznic de frig pentru ea. Mergea și mergea ca să găsească mâncare și adăpost. Ajunse la o căbănuță. Merse la ușa imensă și bătu. Apăru un șoarece de câmp care locuia în cabană. Cine ești tu, mititico? Ah, m-am pierdut în pădure. Mi-e foarte frig și nu am ce mânca. Mă puteți ajuta? Eu locuiesc singur aici. Intră și îmi voi împărți cina cu tine. O să-ți fie cald înăuntru. Dar înainte de asta, pot să știu cum te cheamă? Sunt Degețica. Degețica intră în casă. Căbănuța era primitoare. Avea un hambar de grâne și o bucătărie cu cămară. Vă mulțumesc pentru hrană și pentru că mi-ați oferit un adăpost. Poți sta la mine toată iarna? Doamne Șoricioaică, sunteți atât de cum se cade! Șoricioaica era atât de fascinată de frumusețea Degețicăi, încât ar fi vrut să stea la ea pentru totdeauna. E weekend, așa că astăzi vom avea un musafir. O dată pe săptămână, vecinul meu vine în vizită. La scurt timp se auzi soneria și își făcu apariția domnul Cârtiță. Era îmbrăcat într-o haină de catifea neagră. Îi auzi vocea și se îndrăgosti pe loc de glasul ei dulce. Hotărâ să o ia de soție, așa că merse la Șoricioaică și îi spuse: Îți dau toată hrana și casa mea dacă mi-o dai de soție pe această fată frumoasă. Doamna Șoricioaică nu îl putea refuza pe domnul Cârtiță. Prea bine, să începem pregătirile. Sigur. Degețica nu voia să se mărite cu el. Așadar, a doua zi dimineață, hotărâ să fugă. Pe când rătăcea prin pădure, dădu peste o vrabie rănită, care zăcea în pădure. Biata pasăre, cred că a murit de frig! Dar când se apropie, văzu că vrabia trăiește, dar era lovită. Ești bine, vrăbiuțo? O, nu! Sângerează! Degețica se hotărâ să o ajute pe biata pasăre și îi găsi niște bandaje și medicamente. Nu-ți face griji, doamnă vrăbiuță! Te vei face bine! Cum îi puse bandajul, vrăbiuța putu să zboare. La revedere, pasăre frumoasă! Îți mulțumesc, copilă! Nu voi uita nici când ajutorul tău! Ce pot face pentru tine? Curând, văzu șoarecele și cârtița apropiindu-se și strigând-o pe nume. Degețica, unde ești? Când îi auzi vocea, Degețica îi spuse vrăbiuței: Șoricioaica vrea să mă mărite cu domnul Cârtiță. Te rog, poți să mă duci departe, departe de ei?
Nu vreau să mă mărit cu cârtița! Am un plan! Vino, urcă-te în spinarea mea! Repede! La revedere, doamnă Șoricioaică! Îți mulțumesc pentru tot! Te iubesc! Și nu te voi uita nicicând! Cârtița și Șoricioaica tresăriră când o văzură pe Degețica cum zboară în depărtare. Vrăbiuța o duse pe un tărâm cu flori, unde erau toate felurile de flori din lume și unde cântau păsărele. Ce frumos e aici! Unde suntem? Acesta e tărâmul florilor și e vremea ca eu să plec! Îți mulțumesc, doamnă Vrăbiuță! Ești cea mai tare! Degețica era tare fericită. Aici e casa mea! Florile miros atât de frumos, iar păsările cântă atât de gingaș. Atunci își aminti de adevărata ei casă și cum mama ei o crescu cu dragoste. Se simți tare tristă și vru să meargă acasă, dar deodată apăru regele tărâmului florilor și se îndrăgosti de ea pe loc. Eu sunt regele florilor, iar tu ești cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o. Vrei să fii soția mea? Te voi face regina florilor. Degețica se gândi preț de un minut. Într-adevăr, el ar fi fost un alt fel de soț decât broscoiul, gândacul sau cârtița cu haina cea neagră de catifea. Da, dar numai dacă mă duci înapoi la mama, ca să locuim acolo toți trei fericiți. El acceptă înțelegerea și îi făcu Degețicăi un dar. Cel mai bun dar dintre toate era o pereche de aripi care fuseseră ale unui fluture argintiu. Când primi aripile, începu să zboare din floare în floare. Cei doi se căsătoriră în curând. După ce se căsătoriră, regele și Degețica zburară departe și găsiră casa mamei sale. Mama s-a bucurat tare când a văzut-o. O, Degețica, nici nu știi cât de mult mă bucur că te-ai întors. Nu te voi mai lăsa nici când să pleci de lângă mine. Nu voi mai pleca niciodată, mamă. Mama îi primi cu brațele deschise și trăiră fericiți până la adânci bătrâneți.